Așa cum s-a luat decizia comună cu cei din conducerea Consiliului Județean Neamț, Primăria Roman asigură paza non-stop a căminului de asistență socială din strada Veronica Micle, care a fost evacuat în urma prăbușirii recente a tavanului peste 6 bătrâne. Administratorul public al primăriei a solicitat Consiliului Județean să se decidă dacă predă sau nu imobilul pentru ca municipalitatea romașcană să știe ce are de făcut în perioada următoare, ținând cont de costurile ridicate ale asigurării serviciului de pază. S-au luat în prima zi de când este azilul, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Veronica Micle aici, la locația de Veronica Micle, s-au luat Primăria Roman, așa cum a cerut domnul primar, și a exprimat disponibilitatea să, pentru că nu erau alte soluții, să asigure paza 24 din 24 până cei de la Consiliul Județean vor lua o decizie în sensul ăsta. Au trecut de atunci câteva săptămâni și astăzi am vorbit cu cei de la Consiliul Județean să hotărască, ori predau clădirea Primăriei Roman și atunci asigurăm continuare paza, ori dacă nu găsesc ei alte soluții. Există posibilitatea reabilitării imobilului din strada Veronica Micle, acesta fiind monument arhitectonic, sau poate fi luată decizia declasării sale dacă se constată că imobilul, care are o vechime de peste 160 de ani, necesită fonduri de consolidare mult prea ridicate. Evident că reabilitarea pentru că este monument istoric. Bine, acum domnul prefect, de cât am înțeles, eu am primit și hârtie în sensul ăsta, a constituit o comisie prin care să hotărască dacă reabilitarea ei se poate face, dacă nu, dacă reabilitarea asta implică niște costuri foarte mari, atunci se va lua măsura declasării ei și de monument. Dar de ce grad e monumentul? Că dacă e de gradul 2, nu poate fi de declasare. Nu e de gradul 2. În funcție de decizia luată de prefectură, Consiliul Județean Neamț și Primărie, se va vedea soarta imobilului din strada Veronica Micle. Până atunci, toți cei 49 de bătrâni asistați au fost relocați în diverse unități pentru îngrijirea lor, până când se va putea găsi un alt imobil care va intra în reabilitare pentru a putea fi folosit ca și cămin de asistență a bătrânilor instituționalizați la Roman.